Basketbaliștii Ploieștiului pot pleca fericiți în Serbia, dacă vor câștiga meciul de astăzi cu BC Timișoara. O nouă victorie ar însemna calificarea în semifinalele campionatului și un motiv de bucurie pentru Dado Arnautovici. După meciul cu Timișoara, Burlacu și coechipierii merg acasă la Arnautovici, care trece prin momente grele după ce a fost diagnosticat cu cancer la ficat. Jucătorii pe care i-a pregătit ani de zile își doresc să se prezinte în faza lui Dado din postura de semifinaliști. Sunt aproape, mai ales după ce au câștigat meciul 3 și conduc cu 2-1 la general. Jonty Flowers și Marius Runcauskas au dus echipa spre victorie, fiind cei mai eficienți jucători. Runcas a remarcat prin cele 25 de puncte marcate, ultimele două aruncări ale lituanianului fiind decisive în stabilirea rezultatului final. Flowers a fost al doilea marcator, 15 puncte, dar și cu recuperări și capace, în timp ce de la bănățeni, Jovanović, tot 15 puncte, s-a obișnuit să fie cel mai eficient în confruntările cu ploieștenii. Sferturile se dispută după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar în cazul unui eșec, Ploieștiul va juca pe teren propriu meciul decisiv cu Timișoara.